this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod de Clash of Clans. Înainte de a începe, vreau să vă spun în felul următor. Mai știți când am postat acel episod cu primul War Troll? Vreau să vă spun că videoclipul acela trebuia să apară puțin mai târziu. Pentru că mai aveam două clipuri pregătite în... Trebuia să mai pun două clipuri înaintea acelui clip. Adică... Efectiv, la câte clipuri cu Clash of Clans am, le încurc între ele, efectiv. Am prea multe clipuri cu Clash of Clans și nu știu care să postez mai întâi. Așa că o să fiu mult mai atent la chestia asta. În acest episod o să vreau să fac un rezumat la ceea ce am făcut în acele două clipuri anterioare. Și de asemenea o să începem să jucăm la chestia asta. Pentru că, așa cum am spus în episodul anterior, o să începem să facem chestia asta, așadar înainte de a începe nu uitați de butonul de like, pentru că m-ar ajuta foarte mult. Și nu uitați de un share dacă vreți să mă ajutați să facem 3000 de abonați, pentru că m-ar ajuta foarte, foarte, foarte mult. Și haideți să dăm drumul la treabă, fraților, pentru că avem multe, multe chestii de făcut. În primul videoclip pe care trebuia să-l postez, în locul acelui clip, am spus că am făcut clan castle-ul de 3, storage-urile și... Paname, nu știu, mai făcusem eu niște upgrade-uri pe aici la storage, la storage-uri, la colectoare și la mine. În al doilea clip, bine, și mai spusesem în acel videoclip de Clan Games, că era Clan Games-ul și am ajuns cam pe la 4, nu mai știu la cât, la 3 sau la 4, vă rog spuneți în comentarii cei care sunteți în clan și ați prins acea parte, acele momente și dacă vă mai aduceți aminte, să-mi spuneți în comentarii, vă rog, dacă mai știți cât de multe am făcut noi la Clan Games. Și da, luasem resurse destul de ok, zic eu, destul de ok. Și cam asta e tot ce am făcut în primul clip. Eram acolo cu PPR, cu Adrian și cu Alberto pe voice, dar nu mai avea rost să postez clipurile alea, pentru că am zis să fac totuși un clip în care să explic chestiile astea, pentru că nu prea mă simt eu ok să postez în ordinea greșită, știi? Oricum, în al doilea episod, care trebuia să apară înaintea acelui clip, zisesem de... Bă, frate, nu mai știu ce anume am zis. Ia stați puțin, că vă zic imediat. Gata, stați că mi-am amintit imediat și am pus pauză la filmare și am dat să continue filmarea pentru că mi-am adus aminte. Era vorba despre acest arcade machine pe care v-am spus eu, bine, am spus în episodul, în primul episod, am spus că în următorul episod o să joc la acest arcade machine. Acel următor episod fiind al doilea, care trebuia să apară înaintea acelui clip cu primul War Troll. Așadar, asta o să facem în episodul de astăzi, o să ne jucăm la acest arcade machine din nou. Da, fraților, știu, se vede mai ciudat. Am făcut tot ce am putut să se vadă cât mai ok. Dacă o să se vadă blurat, n-am ce să-i fac. Sunt pe un alt cont, nu contează, chiar n-are importanță pe ce cont sunt. Haideți să-i dăm drumul să jucăm minigame-urile astea. Începem cu Clash, ok? Care, cică, să jucăm acum, gen anii... 1980 sau ceva de genul, I don't know, nu știu, sigur să vă spun o traducere. Se încarcă primul minigame, care vă zic sincer, minigame-urile astea nu au fost băgate degeaba. Vor să ne spună ceva prin aceste minigame-uri, o poveste a jocului. Și da, s-ar putea să urmeze un nou episod, s-ar putea să urmeze o serie de mituri și legende Clash of Clans, s-ar putea, nu e garantat. Fraților, m-am decis să las muzica pe fundal de la Clash of Clans, să opresc muzica pe care o aveam eu pe fundal, pentru că vreau să se audă și muzica, gen, să se audă tot minigame-ul, știi? Hai să vedem. Dar nu știu de ce mi se mișcă așa de greu. Ok, cade barbarianul. Eu am mai jucat asta, minigame-ul ăsta, pe un episod, dar cade pe emulator ca idee. I-au furat sabia barbarianului, barbarianul s-a enervat și vrea cumva să recupereze
Holy, sper că nu se aude prea tare. S-ar putea să se audă prea încet, ia stați. Ok. Haideți să vedem. Deci, noi așa ne deplasăm cu Barbarianu. Pe A dăm pumni. Și noi distrugem clădirile. Adică... Na. Oh, bă, da, să știți că e controlul mai ușor de pe telefon, parcă. Oricum, Barbarianu are niște vieți. Uitați-vă acolo sus, stânga. Ca să vă faceți o idee. Noi trebuie să distrugem 8 clădiri. După cum puteți vedea sus, dreapta. No, Cannonul să nu dai. Cannonul ăla dădea în Barbarian și scădea din viață. Deși noi nu am vrea chestia asta. Wow! Wow, ce nebun am fost acolo! Bă, gura ta de goblin. Come on! Ok, dar mi se mișcă urât, nu știu de ce. Mi se mișcă foarte urât, chat. Fraților, mi se mișcă urât și nu știu de ce. Mai bine joc de pe emulator, ești prost? Mai bine joc de pe emulator, mâncați-a șpana ta! Bă, cu e dat telefonul ăsta de nimic? Nu-i în stare, mă! Dă-l în pana mea de telefon! Mă enervează să-mi bat picioarele. 6 din 8 clădiri. Șapte din 8, de-abia că se mișcă pijama și pe el de telefon. Nu! Dă-i o dată! În Wizard Tower. Come on! Ah. Oh my god. Distruge odată ăsta, dude, că... Ia sabia! Come on! Frate, ce mă enervează! Mă enervează rău controlul ăsta. Pe emulator era mult mai ușor, chat, vă zic. Era mult mai ușor pe emulator. Level completed. Continue? Mamă, și ne place că mi-apare doar yes. Ce telefon, panara, mamă. Câteodată să-mi bat picioarele. Hai să distrugem chestia asta. Ok. Haideți să mergem jos. Să distrugem acest Archer Tower. Come on, mai am o game over. Da, oricum, cam ăsta este minigame-ul, nu știu, nu o să stau să completez acum pe tot. Pentru că nu are rost. Fraților, nu am de ales al doilea minigame, trebuie să-l joc pe emulator pentru că consumă prea multe resurse și telefonul meu fiind de căcat, nu pot să mă joc pe el. Nici măcar aplicația de mirroring nu mai funcționează cum trebuie, dar asta e partea a doua. Haideți să dau și sound-ul pe off. Nu are rost să mai țin sunetele pornite, pentru că... Na. Haideți să ne dăm start. Este un joc cu curse. Oh. Ok, stai. Ok, am dat ăsta mai... încet, Clash of Clans-ul. De fapt, emulatorul. Și acum ne spune să selectăm Rider-ul. O să punem Hog Rider, cred. Adică... Mamă, dar îmi place că e și porcul, gen... E Hog-ul că... E Rider-ul călare pe Hog. Că gen ăsta e Hog, cum ar veni. Călare pe Barbarian, adică e... Barbarian Hog Rider, și gen. What? În fine. Hai să-mi select... Da, îmi cer scuze că se vede negru. Și poate că am vocea puțin schimbată, dar mă simt răgușit. Simt și eu că am vocea mai schimbată. Noi trebuie să facem așa, stânga-dreapta, ca să luăm curbele. Și noi efectiv facem o cursă cu ăștia, știi? Oh my god, și am căzut în apă și ne ia Baby Dragon-ul, da. Mi-amintesc chestia asta. Power up. What? Ok, acum noi suntem prin Town Hall. Ai că n-am luat-o la naiba. La naiba am luat-o, chat. Ok, mulțumesc, jocule.
E clar. Haide, Hogule! Aoleu, mamă, nu știu, e nașpa controlul pe emulator. E nașpa controlul pe emulator. Oh, nu știu ce făceau chestiile alea, dar... sincer, nici că mă mai interesează. Pentru că eu de-abia... eu de-abia ce pot să mă deplasez pe aici, adică... Pentru mine altul este scopul, știi? Pentru mine scopul e să... pot să merg și eu ca lumea, adică... avem un spell, un spell sau, mă rog. Repede stânga! Îmi place că te mai ajută și jocul când te... ăla pe aici. Dar eu dau de cursor în pana mea în stânga! Eu dau de cursor în stânga, ești prost. E clară treaba, băieți. Iar avem spell-ul. What, dar îmi place că eu încerc să fac... și ce? Renunț. Renunț, nu mă mai șoc. Că s-ar putea să mă enervez. Numai din cauza controlului, ok? Nu are rost. Haideți să... începem să atacăm și aici. Să atacăm la 10 Years of Clash. Ok? Eu, așa cum am spus în episodul anterior, am atacat până la 2016. Așa că am văzut pe YouTube, v-am zis că m-am mai uitat pe YouTube la un YouTuber cum se atacă la bazele respective, la un YouTuber care știe să atace. Dar, na, acum știu cum se atacă la fiecare și nu cred că mai trebuie să mă uit. Ok, luăm, punem un barbarian acolo. Haideți să mai punem unul pe aici. Da, îmi place, uite ce interesant e... scenariul ăsta. Cu town hall-uri în margine, what? Foarte interesant scenariul. Dacă mă întrebați. Da, cred că o să pun așa. Da, mie să nu se audă prea tare ăsta. Clash-ul. Sper să nu se audă prea tare. Ok, bubuie. N-a bubuit. Bravo. Bă, n-are rost să pun goblinii încă. Pentru că e mortarul acela. Și nu prea o să fie ok, știi? Dacă o să pun mortarul. Bă, cred că o să pun maxim 2 goblini ca să mai curețe pe aici. Maxim. Maxim 2. Vocam Archer de 5. Și ăsta e mortar de-abia de level 3. Ok. De-abia de level 3 mortarul ăla. Ar trebui să fie ok. Ar trebui să-l pot face, cred. Cred că o să-l fac, chat. Adică nu e chiar așa de greu. Și faza e că noi câștigăm și loot din chestia asta. Oh, am pus un goblin din greșeală. Noi câștigăm și loot de la bazele astea. Ăsta e motivul pentru care nu prea aș ataca. Aș vrea să mă maxez și o să mai fac episoade atunci. O să fac episoade când o să fac Town Hall 7, cred. Cu continuarea acestor baze. Nu știu ce să zic. Acum, dacă tot am început... I don't know. Chiar nu știu ce să fac. Da, vom vedea, nu știu. Paname. Așa, spargeți acolo frumos. Giant Bomb-ul ăla, urât Giant Bomb-ul. Da, l-am făcut, easy. Baza asta chiar e super, super, super ușoară. Și pe lângă asta, cred că o să mai bag un singur atac. Aici e Town Hall 13. Aici e Town Hall 14, Town Hall 2. Wow. Town Hall 3, Town Hall 4, 5, 7, 8, 10. Holy, ce e aici? Și pe aici e ceva... Town Hall 12. Da. Mă rog. Return Home. Asta a fost 2012-le. Am dat claim la chestia asta. Haideți să atacăm și 2013-le dacă tot facem chestia asta. Am învățat cum se atacă baza asta.
Așadar, haideți să îi dăm drumul. Deci, trebuie să punem 2 golemi și 5 wizard pe fiecare parte din dreapta. Așa, punem un pack aici pentru că este un Tesla, o Tesla în dreapta. Așteptăm ca cele două mortare să fie distruse. Punem PK-ul aici, punem trupele din Clan Kestel. Punem, cred că, nici nu mai știu cum trebuia să pun astea. A, așa cred că trebuia să le pun, da, mă, da. Punem și ceilalți wizard, punem astea. Așteptăm să moară dragonul, sau cel puțin sper să moară. Sper. Așa, nu te duce la storage, au luat tot trupele aiurea chat. Oh, nu. Au luat tot trupele aiurea, bro. Nu trebuia să se întâmple asta, băieți, ca idee. Nu trebuia să se întâmple chestia asta. Dar hai să încercăm. Acum dacă tot... Urât, urât. Sunt două tezele acolo care dau mult damage. Nu, n-a funcționat atacul cum trebuie. Așa că să mai dăm o dată. Mai dăm o dată, nu e problemă de război dacă pierdem. Știți? Mai punem 2 golemi. Am dat 3, 4, 5. P.K. Dar nu știu de ce, dar parcă... Nu, și nu prea e ok așa. Nu prea e ok. Nu prea mi se pare mie ok. Cum am atacat. Ia stați. Hai să mai încercăm o dată. Dar ideea e că trebuie să rămână pe aici niște... clădiri, știi? Hai să încerc să pun mai așa wizard și astea, toate trupele. Hai să încercăm mai așa, mai departe, știi? Pentru că trupele trebuie să o iau într-un fel anume. Cam asta e faza cu atacul, cu atacul acesta. Ok, hai să punem astea. Hai să punem jump spill-ul aici. Ideea e că trupele trebuie să distrugă X-bow-urile. Cam asta e toată faza cu atacul acesta. Dar nu știu, bă, atacurile mi ieșiseră mult mai bine, mă. Când atacam înainte. Mi-e și sare mult mai bine, băgăm aici piciorile. Nu știu de ce, acum parcă nu mai ies așa bine. Haideți, PK, grăbiți-vă, grăbiți-vă că... Mamă! PK! Jump spill-ul ăla se cam termină. Bine, mă. Oare o să-l fac 100%? Nu prea cred. No. E foarte greu, bro. Foarte greu. O să mai încercăm în episodul următor. O să încercăm în episodul următor, dacă e. Oricum, episodul ăsta e mai mult ca să... Nu știu, vă arăt chestiile astea, nu știu, pana mea. Pentru că probabil vă întrebați, bă, când o să atac chestii... Când o să atac și eu la astea cu 10 ani de Clash, știi? Ei bine, ca să știți, am început de cam de când am fost la mare. Pentru că, da, eu atac cu mult timp înainte, mă rog. Am atacat cu mult timp înainte la astea. Și o să încercăm să le terminăm pe anumite episoade de Clash of Clans. Așadar, țineți-vă bine. Bine, o să fie o leacă mai greu de pe emulator. Dar, na. Încercăm. Frate, nu o să fac 100% pentru că o să fie cu timpul, nu-i așa? Da, mai mult ca sigur nu o să-l pot face 100%. Nu o să mai încerc. O să încercăm o altă dată. O să facem episoade speciale pentru... Special cu atacurile astea o să facem episoade.
Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți să cu Clash of Clans, nu uitați butonul de like, de un share să faceți noi cât mai mulți abonați. Follow pe Instagram, server de Discord, grup de Facebook, TikTok, Trovo, aveți totul în descriere. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!